Ziua, dragilor! Bine ați revenit la Florie în bucătărie! Astăzi facem șnițele! Șnițele din mușchiuleț de porc! Așa că rămâneți lângă mine să vedem modul de preparare și ingredientele. Eu astăzi o să folosesc mușchiuleț de porc pe care o să-l bat așa fiecare porție în parte și pe o parte și pe cealaltă. O să-i dau cu sare, cu piper și separat o să amestec 2 ouă, 100 de gram de mililitri de lapte și cu 2 linguri cu vârf de făină, dragii mei. Și o să mai avem nevoie și de făină, să trecem cărnița prin făină. Rămâneți lângă mine să ne apucăm de treabă. După ce am bătut bine și am obținut așa, acum dăm cu sare și piper, condimentăm la toate filetele. Eu am 8 filete astăzi. Și acum o lăsăm deoparte, dragii mei, cărnița, până când îi vine rândul. Am și la o ușor, dragilor, un praf de sare și puțin piper. Și o să le amestecăm bine. Adăugăm și laptele, dragilor, și făina. V-am zis 2 linguri cu vârf, 50 de grame de făină. Incorporăm bine făina aici. S-a încins uleiul, dragilor, dăm focul puțin mai mic. Avem amestecul preparat. Dăm cărnița și pe o parte și pe cealaltă, prin făină, dragii mei. Bine. Și o trecem prin compoziția de ou. Fix așa, cum vedeți. Bine, adică. Și acum mergem la prăjit, dragii mei. Prăjim bine 2-3 minute pe o parte, 2-3 minute pe cealaltă parte. Verificăm să vedem dacă s-a rumenit. Așa, dragii mei. Întoarcem și prăjim și pe cealaltă parte. Fix, fix, așa cum se vede în video. Și așa continuăm cu toate șnițele. Dragilor, ne cam apropiem de final. Vedeți, am pus așa cu hârtie de bucătărie să absorbe uleiul, dragilor. Așa puneți între șnițele, puneți hârtie de bucătărie. Am terminat, dragilor. Oprim focul. Am terminat, dragilor, am ajuns și la finalul rețetei de astăzi, după cum vedeți, de șnițel de mușchiuleț de porc, dragilor. Super ușor de preparat, după cum ați observat, și super gustos, dragii mei. Ia uitați! Foarte, foarte bine făcut și, cum v-am zis, super, super gustos. Dragii mei, sper să vă fie de folos rețeta, să vă bucurați de ea și să-mi spuneți ce părere ați avut. Până la următoarea, eu vă urez numai bine și multă sănătate. La revedere!